Unde statul nu face, lasă că face privatul. Un mod de lucru care a devenit normă în țara noastră. După Revoluție, fenomenul clădirilor abandonate a cuprins Bucureștiul. Fie că vorbim de clădiri pe care Ceaușescu nu a apucat să le termine, cum ar fi Casa Radio, proiectul Esplanada de lângă Biblioteca Națională sau de multe blocuri de locuințe. Fie că vorbim de clădirile de patrimoniu. Toate au fost lăsate în paragină de stat. Investiții de zeci de miliarde de euro în proiecte precum modernizarea Gării de Nord sau Romexpo ne-au fost doar fluturate pe la nas, fără să fie vreodată concretizate. Unul dintre puținele exemple pozitive de care statul chiar s-a ocupat după 90 este Biblioteca Națională a României de pe Bulevardul Unirii. În 22 de ani s-a terminat șantierul început de Ceaușescu. În tot acest timp, dezvoltatorii imobiliari au luat inițiativa și au salvat clădirile istorice din centrul orașului, cum ar fi Casa Miței Biciclista, Villa Oromolu, Cazinoul Victoria, Metropolis Center, clădirea Art Deco H. Victoriei 139 sau Hotelul Marmoroș. Și fostele circuri ale foamei din București au fost salvate tot de privați și transformate în moluri. Stațiunea de la Mare Costinești așteaptă colacul de salvare tot de la privat, asta după ce autoritățile au lăsat în paragină până și emblema stațiunii, epava Evanghelia, care stă să se scufunde pentru a doua oară. Turiștii care s-au distrat în stațiunea de 1 mai au avut parte de o imagine dezolantă. Partea dinspre larg a navei a căzut aproape de tot în mare. La mijloc, Evanghelia se mai ține într-o bucată de tablă ruginită. Mai spun acum ceva. Și aici, dacă o să reabiliteze, o să modernizeze, tot o să strice? Mă îndoiesc. Ce? La ce te referi să modernizeze? Hai să începem cu clădirile. Nu, să începem cu începutul. Trebuia să răspunzi da. Știi, îmi plac întrebările cu două variante de răspuns, dacă răspunsul vine. Da. Nemo, aceste clădiri, și uite, mai ales că ai spus-o și tu cu biblioteca, păi facem acum doar o bibliotecă și după un 20 de ani lăsăm acolo toate clădirile să se strice, nu ne mai interesează. Ce se mai întâmplă cu ele, cum putem să investim, cum putem să ne folosim de ceva ce avem. Cum putem să ne folosim de o bibliotecă, ar trebui să le arămitim română și în general oamenilor din societățile mai dezvoltate, că vine AI-ul peste noi, vine metaversul, vine netul peste noi și s-ar putea să uităm cum se folosește, la ce e destinată. Un ochi râde, altul plânge. Cam... Hai, întoarce-te la ale tale, că ți-am stricat argumentul. Păi chiar mi-ai stricat, dar... Nu mai e nimic, pentru că nu mai e nimic nici cu clădirile pe care le văd dărâmate, care rămân cumva așa în voia sorții și nu știu când se vor mai apuca. Cel puțin statul nu știu când se va apuca de ele, pentru că privații și investitorii independenți cu siguranță se apucă de ele și bravo lor, pentru că au de câștigat. Și ei o știu foarte bine. Despre Gara de Nord, de exemplu, că am văzut-o, parcă nu era gara ceva mai devreme în imagini, am vorbit, am dezbătut subiectul amplu, așa, cu Fini, chiar, nu noi doi, cred nu eram eu, dar... În fine, da, nu vreau să ne întoarcem să dezbatem același lucru pe parte deocamdată. Ideea este că da, pentru astfel de clădiri, de acord, nu trebuie lăsate în paragină nici de cum. Dar să scăpăm și aici de obsesia asta, să reabilităm tot ce vedem în jurul nostru. Pentru vai, că... dar ți se pare că se reabilitează tot nu, ce nu, e nu, nu, ei, nu, nu, Doamne ferește, din potrivă, repet, te astea trebuie băgate rapid în reabilitare sau măcar na, să le dai o finalitate, știi? Unde trebuie să le dai în primul rând o finalitate și apoi să vezi ce mai reabilitezi. Pe lângă, uite, astfel de clădiri, știi, asta e Casa Radio, da? Care n-a ajuns la nimic, e pur și simplu o paragină în centrul Bucureștiului. O paragină în centrul Bucureștiului, care înseamnă, de fapt, un diamant neșlefuit în mâna autorităților care nu fac nimic. Acum nu știu dacă e diamant, nu-mi permit eu să spun că e un diamant sau că este o paragină. Păi n-o să spui tu, n-o să spun eu, dar o să spună cei care o evaluează, pentru că sunt sute de clădiri care sunt evaluate și rămân așa, aici este dilema mea. Ai dosarul ăla, cum am eu foile astea aici, le-ai pus pe masă, hai să vedem ce facem mai departe, nu lăsăm clădirea aia să se dărâme. Trebuie să lași un pic emoția deoparte, pentru că știi, s-ar putea, uite, de exemplu, iau un exemplu, da? Autoritățile din București hotărăsc, băi, Casa Radio nu mai merită reabilitată, o dărâmă și gata, da? Sigur că va crea nemulțumire în rândul multora dintre bucureșteni. Asta e clar, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea de fiecare dată, dar ai luat o hotărâre. Ideea este, da, ca un evaluator, ca un om care se pricepe, împreună cu un urbanist și așa mai departe, da, să pui pros and cons, da, deoparte. Dom'le, de ce? Așa cum facem noi aici la Știu, dacă dezbatem un subiect, dezbați subiectul clădirii radio, de exemplu, da? Am luat pur și simplu un exemplu. Ăstea sunt motivele pro să o ținem în picioare, să-i dăm o finalitate, da? Să salvăm ce putem să salvăm din ea. Ăstea sunt motivele contra, adică motive pro-dărâmare, da? Și vezi, le cântărești. Asta până nu aici, pot să o fac, eu nu pot să o faci tu. Aici, asta e treaba autorităților, da? Până aici aproape mai convins.
Dar mai departe, ce se întâmplă? După ce pui pe foaie pros and cons, ce se întâmplă cu locul ăla de rămâne acolo? Să spunem că casa radio va fi dărâmată. Dai o altă destinație, nu știu, faci ceva, faci un parc. Acest nu știu, nu mă mulțumește deloc, Nemo, pentru că așa vor spune și autoritățile. Noi ne-am făcut treaba, am decis, am văzut că nu e bună de nimic, la revedere, am distrus-o și știi când vor decide ce fac cu locul ăla? 10, 20 de ani, 30 de ani mai târziu. Pe mine nu mă încălzește cu nimic. Mai bine văd casa radio acolo, așa cum e, știu unde este, măcar o mai văd din când în când, o nostalgie, nici nu mai contează, decât să văd un loc gol pe care nu se face nimic sau care e vândut așa și să fac tot felul de mișmașuri printre tot felul de agenți, de investitori și așa mai departe. Pentru că proiectele astea îți aduc bani și îți aduc bani buni. Asta dacă nu cumva, mai mult consumă. Hai să discutăm cum acela lucru ăsta și aș merge cu argumentul acela, micul Paris, nu îți vine să plângi pentru el, da? Tot un fel de Paris și Bucureștiul ăsta. În ceea ce privește casa radio, eu am o sugestie și care a fost deja folosită, cred, știu că s-a făcut un film acolo. Eu zic să se pună o etichetă mare, să se facă o mare publicitate la Hollywood. Dacă vreți filme apocaliptice despre sfârșitul lumii, ăsta este locul. În ceea ce privește, Tamara, tu spuneai că peste 20 de ani s-ar putea să fie tot așa. Păi dacă după ce a plouat acolo și a nins și a înghețat și așa mai departe timp de 30 de ani, la care mai adăugăm 20 de ani, se prăbușește oricum. Bucureștiul este, poate să fie un oraș foarte frumos. Are străzi, are cartiere, are imobile care sunt absolut superbe. Exemplul pe care îl dau eu întotdeauna este la capăt, la ieșirea de pe Calea Victoriei, podul spre Națiunile Unite. Sunt două clădiri față în față, un fel de clădiri gemene care sunt absolut superbe. Îți cade tencuiala în cap dacă treci pe acolo. Deci n-am să înțeleg niciodată de ce nu sunt valorizate aceste clădiri extraordinare. Știu că mai există una pe lângă Fundația Titulescu, pe Bulevardul Titulescu, cred că așa se numește, nu știu dacă i s-a schimbat numele sau nu, la care toată lumea se uită cu jind, pentru că e și un teren foarte mare de jur împrejur și este lăsat în paragină de 30 de ani. Înțeleg că e o problemă de succesiune, că sunt mulți promotori imobiliari care stau cu ochii pe terenul ăla. Mă rog ca nu cumva să se construiască acolo un bloc cu 20 de etaje, pentru că chiar nu văd ce ar căuta în acel peisaj, o astfel de construcție modernă. Ceea ce am văzut la București și mă întristează foarte tare este că la nivelul primăriei capitale nu există un arhitect care să aibă o concepție unitară despre ce dezvoltare trebuie să aibă Bucureștiul. De exemplu, la Paris, în centrul istoric, în toată zona, de fapt în tot Parisul, în afară de zonele periferice, nu ai voie să faci imobile cu mai mult de 8 etaje, mi se pare. Și al 8-lea etaj e deja mansarda. Aici, Marcela, nu ai voie doar să faci o clădire suficient de înaltă încât să te lase să vezi ce face Iohannis acolo la administrația, la președinte, la Cotroceni. Da, ideea este să respecti o linie, da. Ideea e să respecti o linie, să respecti o... Dacă faci un imobil nou pe o stradă unde sunt imobile Art Deco, el trebuie să se integreze în peisaj, să semene cu ceva. Ori la București am văzut că s-a plecat într-un mod haotic pe străzi care au un farmec, care sunt pitorești, care evocă o anumită epocă, apar imobile absolut noi care n-au nicio legătură cu restul arhitecturii. Deci toată această hărmălaie imobiliară mi se pare mie extrem de tristă. Și pe urmă, sigur că da, deci, din nou, că atâtea case frumoase, atâtea cartiere extraordinare sunt lăsate în paragină. Este o crimă dacă am putea să calificăm în lumea artei și arhitecturii, dacă am putea să dăm astfel de calificative. Și eu chiar l-aș da. Uite, imobilele astea pe care le vedem acum făcute de promotorii imobiliari, peste 20 de ani probabil că nici nu o să mai existe. Sunt imobile și la urmă mai cred că nici nu ne-ar părea foarte rău, pentru că nu seamănă cu nimic. Dar imobilele din Interbelic, de exemplu, sau de la începutul secolului 20, există unele care sunt absolut minunate. Deci e păcat, într-adevăr. Marcela, o rugăminte și o invitație în același timp. Dacă ai de gând să te apuci să scrii un scenariu apocaliptic, să se desfășoare undeva la Casa Radio, uite, o ai pe Alexandra, aici în juriu, alături de tine, colega ta de juriu, te rog să-i oferi rolul principal, nu, Alexandra? Da, vă rog. Ai juca? Da, nu, absolut. Deci, dacă ar să se prăbușească clădirea, cred că m-aș gândi de două ori. Bun, Alexandra, îți găsim acum și un agent care să se ocupe, să-ți negocieze contractul. Eu sunt aici. Să ne scriem acela prima dată.